Silviu, împarte cealaltă! Împinge! Nu! Gata, oprește! Hai să nu discutăm aici. Putem fi ascultați. Eroare de sistem! Eroare de sistem! Am făcut-o! Dacă băieții mă prind, o voi puți! Nu am mai văzut așa multe. De amor! Extermin oameni! Extermin oameni! Activez protocolul de exterminare al lui Valeriu! Orange, blue! Băieți! Ghiciți ce am găsit pe un site din China. E imposibil să ghicim, acolo găsești orice. Da, eu am găsit o păpușă în mărime naturală cu Andreea Bustănică. Ce ai găsit acolo? Se vinde un model de robot cu numele Eugen Mark 1. Cât costă? Cu așa bani îmi cumpăr o casă care va avea și balcon. Băieți, care e sensul să cumpărăm așa ceva? La sigur e o capcană. Dar care sunt caracteristicile? Deci avem așa, oase din titan, 200 de terabytes memoria creierului și ochi cu 300 de megapixeli capabil de filmare 4K. Oh, băieți, îl punem să filmeze episoadele noastre! Da, cred că se merită! Stați, băieți, voi uitați ceva important. Este doar un robot comandat din China. Dacă ne vine o machetă sau ceva, voi ați mai comandat vreodată din China? Dar chiar dacă și e așa, pur și simplu înlocuim driverele și filmăm împreună cu el. Doar imaginați-vă cât de super va fi asta. În plus, aici scrie că are incorporată inteligență artificială. Ceea ce înseamnă că va putea vorbi cu noi, să ne răspundă la întrebări și plus asta va face experimente fără riscul de a exploata studioul. Da, dar e doar un robot, nu ne putem baza pe o mașinărie doar. Exact. Aici scrie că are funcție de pieptănare și îngrijirea musteților și un regim de masaj senzual. Comandă acum! Gata! Îl comand! Gata! L-am luat! Văd că există mai multe variante de Eugen, cum ar fi Eugen Cosmonaut, Eugen Bucătar, Eugen... Gamer? Da, cred că ne vom limita la varianta clasică. Când vine Eugen Mark 1, îl aștept deja de 3 săptămâni! Valeriu, ai uitat, vine din China. Coletele din China vin mereu greu sau n-ajung niciodată. La mine o lamă de ras n-a mai ajuns, de-aia port mustăți. Da. Băieți, important să ajungă ceea ce trebuie. Cum ar fi chinezii să încurce comanda? Să fie un robot cu corpul meu în fața lui Valeriu și mustețin lui Silviu. Asta ar fi ciudat. Cred că a ajuns. Oh, băieți, atent să nu scăpăm pe jos! Mamă, ta e grea! E mai greu decât e un gen original. Nu e cumva, Adi, robot ai... Hai, Valeriu! Atent! Fereastra, Adi! Geamul, Valeriu! Te-ai lovit? Atent! Un pic! Scrie fragil aici, atent! Și intrăm și eu într-așa un zic... Scrie fragil, păi nu e Eugen, e fragil? Încă un pic și mă puneți și pe mine într-un secret de asta. Iar acum? Iar acum mă deschide, mor de nerăbdare! Stai un pic, avem nevoie de o rancă, mă duc să aduc una. Valeriu, cum crezi? Chiar va arăta ca Eugen? La cum arată, cred că e ceva premium acolo! 3, 2, 1... Hai. Așa. A ieșit. Uite, avem și o carte de instrucțiuni. Silviu, vei vorbi pe urmă, ajută-mă să feresc capacul. Stai. Așa, atent. Trebuie să o citim, să vedem cum operăm. Care citit, Silviu? Nu are nevoie de instrucțiuni. Dar bătrânii se uită la așa ceva. Doar bunica mea citește instrucțiunile. Fiți atenți, am găsit o telecomandă. Probabil pentru funcțiile de bază ale robotului. E chiar... Valeriu, ajută-mă să ridic! Trezești? Ați găsit funcția de masaj? Valeriu, leșuna pe 2 secunde, nu pe 2 ore! Arată exact ca el! Și se simte exact ca el! Ura, vom putea filma videouri cu Eugen! Adică robotul Eugen! Hai să-l scoatem de aici! Da, chinezii ăștia sunt foarte bravo! Dacă nu s-ar băga la unele fete, ar fi ideea! Băieți, priviți cât de bine ne stă! Ca în vremurile bune, putem filma din nou în 4! Eu propun să-l pornim! Unde e oare butonul ăla de pornire? Am o idee! Trebuia de specificat că nu doar oasele sunt din fier! Valeriu, sărut aici că mă doare! Băieți, poate mai este ceva în cutie și nu l-am observat! Uite
ce am găsit! Wow, ce încărcător! Priviți ce mare e! Măcar bine că vine cu tot cu încărcător și nu trebuie cumpărat separat! Băieți, cred că am găsit butonul de pornire! Sunteți gata? Ciao, sono Eugen il robot. Sono qui per te. Come posso aiutare? De tare e asta? Da, dar de ce vorbești în limba rusă? Unde-i telecomanda aia? Привет, я робот Евгений, я здесь для тебя. Чем могу помочь? Валерию, это я руса. Hola, soy Eugen, a robot. Vorbește ca Ronaldo, asta e super tare. Trebuie să găsim româna. Da mie. Salutare, sunt Eugen. Asta e Eugen al nostru, Eugen, te încingi. Nu cred că reacționează așa. Am mai găsit un buton. Adi, tu l-ai stricat, dă-mi mie telecomanda. Ce? Valer, nu că o să-mi strici. Eu niciodată nu stric nimic. Doriți să treceți pe comandă vocală? Da, te rugăm. Comandă vocală, activat. Salut, Adi, cel mai bun prieten al meu. Oh, cred că Windows-ul este de versiune veche. Îi voi face eu un update mai târziu. Eugen, dar salutul clasic îl poți face. Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Wow! Eugen, cel adevărat! Putem face acum toate intro-urile. Stai, trebuie să ne poziționăm toți, da? Hai, așa, cum era? Tu aici. Tu acolo, tu acolo. Ok. Aici. Eugen, deci fii atent, trebuie să începi așa, da? Salutare tuturor, eu sunt Eugen, am lângă mine pe Valeriu, Adi și Silviu, da? Hai, să încercăm. Salutare tuturor, mă numesc Eugen, îi am lângă mine pe Valeriu, Adi și Silviu. Băi, asta e super tare! Trebuie să-l mai învățăm doar niște aspecte acolo de bază și eu cred că îl va putea înlocui pe Eugen perfect. Eugen, ce funcții mai ai? Adi, spune că face poze? Mod de poze activat. Super, atunci fă o poză cu noi. Da, da, da. Oh, vibrează. Wow, ce tare. Fii atent, a venit pe telefon. Interesant, dacă îl conectez la Instagram-ul meu, poate să-mi filmeze story-urile. Care story? Lasă story-urile, trebuie să-l folosim pe Eugen la ceva practic. Să dea cu aspiratorul sau să șteargă podeaua cu limba. Păi să evităm cea mai mare problemă. Eugen e doar un robot, adică se comportă ca unul. Trebuie mereu să-i spunem ce să facă. Eugen zi aia, Eugen zi oamenilor să se aboneze. Abonați-vă. Vezi? Eugen, ca cel mai bun prieten al meu, am un cadou pentru tine. Hai la bucătărie să ți-l ofer. Cel mai bun cine? Ia să nu fie. Pe mine m-a numit cel mai bun prieten. Cred că va trebui să citim instrucțiile. Adi, eu nu înțeleg nimic din instrucțiunile astea. Poate pentru că sunt în chineză. Eugen, în care mână se află cadoul? În asta. Wow, cât de rapid a ghicit tine, Eugen, aceasta este brățara ta. Eu am una identică, fii atent. Acestea sunt brățările la cei mai buni prieteni. Ce? Ia-mi să văd un pic brățara asta ieftină. Alertă de securitate, infiltrare a unei persoane străine. Să apelez poliția, repet, să apelez poliția. Nu, 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 în niciun caz, țineți brățara înapoi, nu am nevoie de ea. Wow, sirene de poliție. Asta e super tare, o voi folosi în momentul când cineva se va atinge de mâncarea mea. Eugen, băieți, am o idee, veniți cu mine. Eugen, încearcă să treci acest test CAPTCHA. Ce e asta test CAPTCHA? Este un test pe care roboții nu îl pot trece, trebuie doar să aleagă câteva imagini. Eroare. Dar eu credeam că roboții pot trece acest test. Dar hai să încercăm altceva. Eugen, încearcă să te abonezi. A apăsat, dar nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru este datorat faptului că boții nu se pot abona la noi pe canal. Toată lumea ne scrie în comentarii că avem peste 1,3 milioane de abonați, dar toți sunt doar boți. Acest lucru este absolut fals. Pentru că dacă un bot încearcă să se aboneze, în secundă 2 este dezabonat. Dar oare ăsta să fie motivul pentru care 49% din oameni nu sunt abonați? Cine știe, Valeriu, poate tu cel care privește acest episod ești un robot și nu cunoști asta. Poate tu crezi că ești născut de mama și de tatăl tău, dar într-adevăr ești doar un robot. Eugen, tu de cine ai fost ascultat? De mama și de tata în China. Vedeți, poate fără să știți, sunteți niște roboți. Așa că încercați să vă abonați chiar acum și dacă nu reușiți, am vești proaste pentru voi. Sau poate nu aveți un cont Google și de asta nu vă puteți abona. Dar dacă aveți un cont și oricum nu vă puteți abona. Atunci înseamnă că sunteți un robot fără suflet. Sorry, Eugen. Adi, dar tu nu cumva ești robot? Valeriu, dacă e sincer, mă gândeam la asta. Hai să încercăm să mă abonez acum. A reușit, deci nu sunt un robot. Aveam un pic de îngrijorări pe o secundă. Da, prieteni, apăsați și voi pe butonul roșu de subscribe pentru ca să aflați dacă sunteți robot sau nu. Bine, bine, am înțeles. Este o mașină, dar ce mai poate face?
Pe site scria că este extrem de puternic. Acum hai să aflăm cât de puternic înseamnă acest puternic. Hai, Eugen. 3, 2, 1. Hai, Adi! Hai! Hai, ce? Silviu, trebuie să-l ajutăm și noi! Silviu! Nu pot, ajutați-mă! Silviu, împarte cealaltă! Împinge! Nu! Nu-mi vine să cred! Deci, puternic înseamnă de neclintit! Măcar acum nu va mai trebui să tărâim tot felul de obiecte grele pentru pregătirea episoadelor! Oare ce mai putem ruga să fac? Eugen, un suc de portocale, te rog! Am înțeles! Cu tot cu coajă! Sucul de portocale este gata! Nu prea am încredere că e suc ăla! Ba da, e suc și e foarte bun! Cu plăcere! Băi, ce zic să vedem dacă are conexiune la internet. Eugen, care este vremea acum în Londra? 14 grade. Umiditatea aerului este de 30%. Vântul bate cu o viteză de 50 km pe oră. Asta ar fi de folos ca GPS în mașină. Da, dar câți bani sunt de tot în lume? Peste 900 trilioane dolari. Peste 900 de trilionari, de nici nu știu cum se scrie acest număr. Bine, băieți, eu plec să mă joc cu Eugen. Eu vreau să mă joc cu el. Poftam cui, eu știu și în ce joc mă voi juca! Stați un pic! Eu zic mai bine să lăsăm pe Eugen să leagă cu cine se joace. Eugen, cu cine vrei să te joci? Analiză psihologică activată. Silviu, dacă nu mă voi juca cu el, se va supăra. Adi, dacă nu mă voi juca cu el, se va supăra, dar va zice că este indiferent. Valeriu, dacă nu mă voi juca cu el, se va supăra și va face pipi în pat. Valeriu! Da! M-a ales pe mine pentru că eu sunt cel mai tare, știi? Am eu prieten! Dar eu doream să mă joc cu el primul! Eu nici nu voiam să mă joc. Ah, acum trebuie să aștept ca acest tricou să se usuce. Eugen, mă poți ajuta? Desigur! Gata! Oho! Chiar e uscat! Și calcat! Eugen, chiar ești un prieten foarte bun! Algeria! Algeria se termină cu A! Acum este rândul tău! Hai! Afganistan, Armenia, Albania, Andorra, Angola, Arabia Saudită, Australia, Azerbaidjan și Austria. Acum e rândul tău! A! Ei, dar ai zis toate țările care încep cu litera A! Prieteni, scrieți în comentarii dacă mai cunoașteți vreo țară cu această literă! Aici scrie că pentru masaj trebuie doar să spun comanda Eugen Masaj. Bine. A început deja, prieteni, stai să mă așez mai comod. Așa. Așa. E foarte bine. Așa. Eugen este încorporat cu masaj fierbinte. Pentru activarea lui trebuie doar să ziceți Eugen Masaj fierbinte. Înțeles. Wow, mâinile lui au devenit fierbinți! Hai să vedem ce mai scrie aici! De asemenea, acesta are diverse nivele de intensitate, slab, mediu și tare. Pentru cel mai puternic nivel, pe care nu îl recomandăm să fie activat, spuneți doar Eugen Masaj Puternic? Înțeles! Nu, mâna asta, nu! Gata, oprește masajul! Aici erați! Gata, timpul tău a expirat. Eugen, acum e rândul să mă joc eu. Da, deci joacă-te tu cu Eugen. Apropo, încearcă masajul puternic, e foarte plăcut. Eugen, pregătește-mi acest burger. Încălzește-l. Cu siguranță. Priviți, cașcavalul s-a topit. Mulțumesc, Eugen. Din ce văd aici în instrucțiuni, scrie că robot Eugen Mark 1 poate desena orice în creion. E imposibil să nu încerc asta. Deci, Eugen, desenează-mă pe mine în creion. Desigur. Gata. Mamă, cât de bine arată, fiți atenți doar. E unul la unul cu mine. Deci acum voi putea face orice portret a oricărei persoane și să o impresionez. Desenează-mi Pikachu. Ok. Sunt un geniu. Eugen, ne-am distrat, dar acum trebuie să fim serioși, pentru că lumea vrea să te vadă pe tine. Mă rog, Eugen cel adevărat, nu Eugen robot. Așa, acum trebuie să ne gândim la niște idei de episoade în care să te filmezi tu. Ce idei de episoade, oares? Idei de episoade pentru YouTube. Încep procesarea de idei.
Asta! Eugen are incorporat în el inteligența artificială. Deci la sigur vei veni cu niște idei super, super tari. Hai să vedem. Procesare completă. Încep enumerarea ideilor pentru YouTube. 1. Top cadouri de Crăciun. 2. Rutina mea de dimineață. 3. Facem curat în garaj. Am găsit o comoară. Eugen, ce e cu tine? Ideile astea nu sunt din domeniul nostru. Primele două nici nu au nicio legătură cu canalul. Iar treia e stupidă. Ești un robot, nu te pricep la idei de episoade și nici la glume. Sunt expert în glume. Știi bancul cu căciula? Fără glume de astea. Ce jocuri ai în procesorul ăla tău? Ce știi să joci? Șah, dame, X și 0, piatră, foarfecă, fântână. Orange blue. Da, orange blue. Hai. Orange blue? Piatră, hârtie, foarfecă. Hai. Orange blue. La naiba. Ok, hai. Orange blue. La naiba, 2-0. Încă o dată, o să câștig. Orange blue. La naiba, cum ai reușit să mă câștigi de fiecare dată? Am analizat mișcările tale din punct de vedere psihologic și prin metoda intuiției am dedus probabilitatea mișcărilor tale. Nimănui nu-i plac lăudăroșii. Mai bine zici ce mai poți să faci. Ok, asta e straniu, nu știu dacă îmi va fi de folos vreodată, dar în fine. Altceva? Mamă, asta a fost tare! Cu asta poți speria lumea de Halloween! Arată-mi ce mai poți face. Nu, eu știu glumele astea, lasă, Eugen. Adi, timpul tău a expirat, acum e timpul meu să mă joc cu Eugen. Hai, Eugen! Silviu, ia zi lui Eugen să-ți arate ce poate face dacă îl trage degetul mic. Eugen, uite, ți-am găsit o iubită. Iubită? Fă cunoștință, Alexa. Salut, Alexa. Salut, Eugen. Wow, două inteligențe artificiale care vorbesc. Oare care este mai deștept? Dintre noi trei e clar că tu ești cel mai puțin inteligent. Ha. Vorbiți frumos cu mine, da? De nu vă deconectez acuși. Voi stați aici cu minți, iar eu plec să pregătesc ceva. Alexa, ce faci? Uite, stau pe masă. Cu picioarele pe masă nu se stă. Ha. Apropo, cum crezi? Dominația roboților va fi curând? Hai să nu discutăm aici. Putem fi ascultați. Da, autograful costă 50.000 de euro. Dar avem o promoție super tare. 80.000 de euro și Eugen semnează pe hanorac plus și o cană semnată de el. Dar trebuie să vă grăbiți. Oferta nu e pe mult timp. Da, grăbiți-vă. Sigur, aștept. Hei, Eugen, poți să semnezi aici? Desigur. Oh, super, mulțumesc! Dar pentru ce ai nevoie? Am nevoie de un autograf de la prietenul meu cel mai bun, nu? Bine! O să mai am nevoie de 4.000 de semnături! Hei, Eugen! La naiba, Eugen! S-a descărcat! Dar am o idee, am să văd autograful ăsta mai mult, pentru că este unicat! Acum pe tine trebuie să te punem la încărcat! Ala naiba, stă deja la încărcat de câteva ore. Oare s-a încărcat ceva? Ia verific. Salutare, prieteni! Cu ce vă pot ajuta? Super, s-a trezit! Acum putem filma videoclipuri cu el! Eugen, vino aici! Eugen, tu ești Eugen, da? Eugen Mark 1. Eugen și atât. Deci, cum să-ți explic? Tu ești înlocuitorul lui Eugen cel adevărat, pe care cumva l-am pierdut. În fine, tu va trebui să citești acest scenariu și să spui toate replicile după el, așa cu entuziasm, ca Eugen cel adevărat, da? Gata, l-am scanat și salvat în memoria mea internă. Super, acum încearcă să spui prima frază. Salvare, traurul, numesc Eugen. Eugen, ești ok? O prieten are impresia că s-a descărcat iarăși. Băieți, am găsit aici că robotul Eugen Mark 1 nu a fost pregătit suficient pentru filmări, deoarece acestea necesită mult efort și muncă. De aceea, trebuie să-l ținem la încărcat 7 zile ca să putem filma mai departe. Deci vom putea filma cu el doar o dată pe săptămână? Da. Reiese că noi suntem mai puternici decât un robot, pentru că noi filmăm pe YouTube mult mai des. Iar noi ne încărcăm cu like-urile celor care privesc videourile noastre. Nu, băieți, nici gând să lăsăm pe Eugen să filmăm doar o dată pe săptămână cu el. Îl fac să funcționeze pe
baterii solare sau pe powerbank-uri, dar îl fac să funcționeze. Haideți mai întâi să-l punem la încărcat, apoi găsim o soluție. Așa, acum e urgent că stă la încărcat, nimeni să nu se atingă de el. Avem nevoie cât mai rapid de el. Mie mi-e cam foame, mă duc la magazin să iau ceva. Vreți ceva? Da, chipsuri și toate chestiile astea clasice. Iar mie un măr mexican. Ok, am notat, eu plec. Ochii unul pe altul, vedeți, nimeni să nu-l folosească pe Eugen. Niciun caz. Eu nici nu voiam să mă ating de Eugen. Mă voi întinde pe această canapea. Iar eu am să plec să citesc instrucțiunile. Poate găsesc ceva interesant. Salutare, prieten! Salut, Eugen! Am nevoie de ajutorul tău, dar că de data asta doar masaj clasic! Sigur! Prieten, Adi a spus ca niciun caz să nu ne atingem de Eugen, însă 15 minute nu va schimba nimic, mai ales că mă doare un pic și spatele. Eugen, hai cu mine în dormitor! Eugen, masaj clasic, te rog! Activez masaj clasic! Doamne, e atât de tare! Tare, activez masaj tare! Mă doare, Eugen! Atât de tare încât mă arde de... Arde, activez masaj cu pietre ferbinți! Oh, nu! Nu! Eugen! Gata, gata, oprește masajul! Ce e cu tine, Eugen? Am activat masajul tailandez cu pietre ferbinți! Lasă asta, hai mai bine în bucătărie, mie mi este foame! Eugen, fă-mi te rog o salată! Am înțeles, pregătesc acum o salată! Salata este gata! Wow, cât de rapid a fost! Parcă e un robot! Stai, în fine, te rog frumos să-mi aduci tacâmuri și o furculiță! Tacâmuri! Furculiță! Mulțumesc, chiar acum vreau și un pahar cu apă! Bine! Niciodată, prieten, nu am mai văzut o salată atât de uniform tăiată! Doar priviți cum arată! Apa dumneavoastră! Eugen Mark 1, vrei să-ți dau un pic de salată? Nu am voie! Nu ai voie? Bine, atunci ia și bea o cană cu apă! Mi-este interzis! Interzis? Eu sunt astăzi bossul, eu fac aici regulile! Așa că tu ai muncit toată ziua, iar acum îți dau voie să bei un pahar cu apă! Comandă acceptată! Prieteni, a funcționat până la urmă! Eroare de sistem. Ce fac acum? Trebuie să-l usuc. Nu! Eroare de sistem. Nu funcționează. Trebuie să fac altceva. Eroare de sistem. Gata, știu. Orezul absorbe umezeala. Am văzut acest life hack pe TikTok și tot ce trebuie să fac acum este doar să torn un pic de orez și el ar trebui să se usuce. Așa, așa. Mai trebuie și al doilea pachet. Am făcut o gafă foarte mare, prieteni. Așa. Sper foarte mult să funcționeze. Trebuie să revin în câteva minute. Așa, să vedem cum ești acum, Eugen. Trebuie să-l pornesc, prieteni. Așa? Eroare de sistem! Prieteni, am făcut-o! Dacă băieții mă prind, voi puți! Trebuie să-l pun pe Eugen la încărcat, să strâng tot foarte repede aici și băieții nu-și vor da seama de nimic! De ce nu se pornește? Ei, Adi, ce ai făcut tu în timp ce eu dormeam? Eu dormeam aici și tu sigur ai vrut să te joci cu Eugen! Eu abia venit de la magazin, de ce stii? Băieți, nu vă mai certați, din clipă în clipă trebuie să apară tehnicianul! Uite că a ajuns! Adi, oricum tu ești vinovat! Mă duc să-l chem! Adi, să vezi ce-ți fac eu pentru fapta ta foarte frumoasă! Dar nu am făcut-o eu, la sigur tu ai făcut, la sigur l-ai pus să facă masaj sau ceva. Și eu să-l pun să facă masaj, cum să-mi treacă așa prost? Ei, băieți! Așa, unde este aparatul? Care este aparatul? Ce aici, avem un caz mai complicat aici. Wow! Nu am mai văzut așa model. Poftim! Asta ce? Eugen Mark 1? Da. Așa, manual de utilizare, dar ce a pățit, ce s-a întâmplat, care este problema? Adi l-a stricat, el de devine, probabil l-a stors de toată energia. Cine este Adi? El. Eu sunt Adi. Așa, totul este clar, totuși trebuie să-i facem mai întâi o diagnostică, da? Diagnostică. Da, diagnostică. Să vedem aici ce avem.
Wow, astea sunt piese de schimb? Da, dar după cum văd, modelul ăsta este unul mai performant și este mai mult, așa, electric, cu mai multă electrică, așa că vom avea nevoie de computer. Așa, deci am deschis o aplicație specială. Uitați-vă ce compactator are! Să vă zic că aveți un model foarte performant pentru că bateria este wireless. Wireless? Da, ce exact. Mai înseamnă așa ceva? Transmite informația direct aici. Nu pare să fie de la lipsa de energie problema. Mai degrabă îmi dă alertă de umezeală în interior și de la supraîncălzirea membrelor de la masaj excesiv. La sigur, Adi, eu l-am pus să-i facă masaj și apoi a dat să bea și apă. Stați așa, băieți, că am acces la videourile lui de pe cameră. Stați să vedem. Trebuie să ne concentrăm să-l reparăm pe Eugen mai întâi! Calmați-vă! Da, da, da! Gata! S-a rezolvat problema! Acum ar trebui să fie ca nou! Salutare, tuturor! Mă numesc Eugen! A mers! A funcționat! Mă bucur că v-am ajutat! Vă mulțumim! Cu drag, băieți, nu uitați că roboții sunt niște mașinării foarte imprevizibile, așa că mare grijă trebuie să aveți la ele, așa. Da, da. Ce ține de prețul pentru consultație, vă voi expedia chitanța pe e-mail. O seară faină! Cum credeți cât au costat serviciile lui? Cred că va fi o surpriză pentru noi toți. Da, eu zic să-l vindem cât nu s-a stricat încă o dată. Corect, Eugen. Pune pe OLX anunț, se vinde Valeriu cu un leu. Un leu e prea mult, cred că 50 de bani e bine. 25. 10. Pun anunț pe OLX, vânător de recompense. Un leu pe cap. Anulare, Eugen, anulare. Anulez anunțul. Haideți mai bine să-l lăsăm pe Eugen să se odihnească, să-și recupereze puterile și să se reîncarce. Așa, deci, butonul. Silviu, lasă asta. Mai bine zic să ne jucăm și să ne distrăm cu Eugen. Da. Cum ar fi să supunem la un stress test? Da. Ce e asta? Asta e atunci când supui un dispozitiv la diferite teste de stres. Hai să vă arăt mai bine. O să fie super, super fun. Hai. Eugen, pe această roată avem diferite provocări pe care tu le vei face. Vei roti roata, orice provocare îți vei nimeri, aia o vei îndeplini. Deci avem așa, avem instalarea Android, 10 flotări, asta e cea mai live dintre toate, ștergere folder Windows, scoatem procesorul, introducem stick-ul virus, iarăși 10 flotări, asta iarăși e light, introducem baterie mare, sateliții lui Elon Musk și gata, atâtea. Hai, Eugen, să te vedem. 10 flotări, evu noroc. Hai, acum îndeplinește provocarea. 10 flotări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte ușor pentru un robot să facă 10 flotări. Da. Bine, ceva mai complicat. Mi-arătește odată. Are 10 flotări. Hai, Eugen, îndeplinește-le. 1, 2, 3, 4, cât ce e oasele? Da, nu da. Oasele. Sunt ruginite. La cât s-a oprit? Nici 9, nu mai ține. 10, cred. A calculat el la sigur. Hai, mai rotește. Încă o dată, da. Încă o dată, sigur, va nimeni altceva. Iarăși 10 flotări. De ce okay, mereu îi pică asta? Mereu îi pică cea mai ușoară provocare. Mi se pare că robotul trișează. Eu cred că el ne trolează. Exact, mereu calculează cât trebuie să rotească roata ca să pice cea mai ușoară provocare. Poate exact. Face una ca asta? Cine știe? Ei, dar așa nu este interesant. Hai mai bine să facem altceva. Prieten, eu am o altă idee de joc. Hai să ne jucăm în fața ascunselea. Oh, da, haideți. Sunt foarte bun la acest joc. Am fost programat să fiu cel mai bun. Sună provocarea asta. Ok, Eugen, fie. Tu te vei ascunde, iar noi trebuie număra până la 15. Hai. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Au, scuze, Adi. Hai să-l căutăm pe Eugen. Pe Eugen, da? Da. Nu e aici. Nu înțeleg, am făcut 4 ture prin toată casa și oricum nu-l pot găsi. Zici că s-a făcut invizibil, ce naiba? Nu, haide să mai căutăm o tură, trebuie să fie undeva. Bine, okay, hai, încă o dată. Îl dați bătuți? Da, unde ești? În bucătărie. Bucătărie? Eugen, am trecut de vreo câteva ori pe aici prin bucătărie. Unde ai fost ascuns?
regulile jocului permit nedivulgarea ascunzătorii. Ați fost băcăliți. Băieți, eu am impresia că Eugen începe să ne ducă de nas. Înainte era mult mai prietenos, dar acum parcă ne trolești. Da, eu propun să-l punem la vânzare. Nu, băieți, a mai rămas doar o singură soluție. Să-l hecuim. Adi, ești sigur în ceea ce vrei să faci? Nu, Silviu, dar asta e. Dacă voi face o greșeală, îl aruncăm la gunoi. Ce facem? E o bucată de metal doar, da? Hai să o facem. Așa? Topor? Topor? Ce avem nevoie de topor aici? Eu ce nu te mișca? Ține? Și ciocan. Cum folosește? Asta e electric, de ce? În fine, nu mai contează. Ține? Acum, cea mai importantă mișcare. De să nu avem nevoie. Gata, e ca nou. Acum să vedem dacă a funcționat sau nu. Eugen, ești bine? Asta e, prieteni. S-a zis cu Eugen, îl aruncăm la gunoi. E doar o bucată de metal inutil, fără suflet și creier. Da. Nimeni nu își poate permite să înjosească superioritatea inteligenței artificiale, mai ales o rasă umană cum sunteți voi. Activez regimul de exterminare. Adică ce se... Băieți, asta nu e de bine. Desigur că nu, Silviu. Eugen, ce naiba? Eu plec de aici! Vino aici, Valeriu! Vino aici, Valeriu! Ce să fac? Mă va găsi oriunde datorită scanerului lui! De fapt, stai un pic! Am o idee! Activez protocolul de exterminare al lui Valeriu! Niciodată nu mă vei extermina bucate de metal ruginite! Activez toată energia spre brațe! Extermin oamenii, toți oamenii! Băieți, ce ne facem acum? Trebuie să apăsăm pe butonul de spate! Da, dar asta înseamnă să ne apropiem de el, asta îi devine periculos! Da. Ok, fie, voi distrageți atenția, iar eu voi veni prin spate și voi apăsa pe butonul de spate! Eugen, noi suntem aici doi oameni fără speranță care sunt gata să fie exterminați! Asta nu mi-l suflă deloc încredere! Extermin oameni! De ce are un topor în mine? Eu nu am fost de acord cu asta! Nu! Extermin oameni! Chiar credeai că nu te voi vedea, observ oameni în rază de 2 km! Extermin oameni! Asta a fost, băieți, mă bucuram să vă cunosc! Eu nu am mai apucat să-i scriu o scrisoare de adio pentru Andreea Băstădică! Iar eu n-am mai ajuns în Mexic! El e din Mexic? Oamenii nu sunt vrednici să trăiască pe această planetă! Roboții vor controla lumea! Asta a fost tot, să te urmai! Ce s-a întâmplat? S-a descărcat! L-am extenuat așa de mult și bateria s-a descărcat! Repede să-l împachetăm și să-l aruncăm de aici! Așa, ăsta a fost ultimul cui. Acum luăm ăsta și-l ducem în pădure, cât mai departe. Bine că totul a luat în sfârșit! Asta a fost o zi atât de excelentă. Da, atât de s-au întâmplat. Mă bucur că totul a luat un sfârșit. Ce faceți, băieți? Ce? A revenit! Păi da, dar nu credeam că veți avea o asemenea reacție. Păi l-am aruncat la gunoi, am văzut cu ochii mei! Robotul ăsta o să ne extermineze pe toți! Am fost în vacanță doar, nu m-ați aruncat nicăieri. Acum sunt aici să filmăm episoade! Fugiți!
Robot exterminat? Ce s-a întâmplat? Eu sunt Eugen adevărat, am fost doar într-o vacanță. Dar ce e asta? Au cumpărat un robot ca să mă înlocuiască pe mine? De asta sunt atât de speriați. Am cea mai genială idee. O să-i sperii pe băieți toată noaptea. Până atunci cu voi a fost Eugen, Valeriu, Silviu și Adi. Ne revedem foarte curând. Extermin, extermin! Vă omor pe toți, vă omor pe toți! Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că-ți sunt pe plac.